Salut, domnul iubitor de frumos, sunt Alina Militaru aici și bine am auzit cu un episod nou din seria Cartea deschise de o săptămână. Azi pictăm iepurași. Sau de fapt, un mare și lat. Am găsit la un moment dat o fotografie cu o fetiță ținând un iepure aproape cât ea de mare. Și mi s-a părut destul de interesant, încât am zis că trebuie neapărat să pun pe hârtie. Eu aveam altceva în minte pentru povestea pe care o scriu în momentul acesta. Aveam în gând o mică armată de iepuri albi cu ochii roz. Dar am zis că, având în vedere că sunt la stadiu de documentare pentru personajele mele, am zis că merită să încerc să ies puțin din tiparele și din ce am eu în minte și să încerc și alte lucruri, alte idei pentru personajele respective. Deci iepurii mei a ajuns să aibă o dimensiune ceva mai mare. E o idee. Vedem dacă se potrivește cu ce am eu în minte și se potrivește cu restul poveștii și cu restul personajelor. Dar a rămas puțin impresionantă. Nu știam că iepurii se pot ajunge la o dimensiune și la o greutate atât de mare. Bine că și copilul nu e cine știe ce, nu știu câți ani ar putea să aibă. Dar oricum, mi se pare destul de mare animalul nostru. Surprinzător a ieșit destul de bine pe hârtia craft. Surprinzător sau nu. Îmi place, probabil datorită nuanțelor și culorilor pe care le are, a ieșit destul de bine pictate în acrilice. Destul de bine și de rapid. Filmulețul acesta este ceva mai scurt decât cel de ieri și acum câteva zile. E episodul numărul 4. Ceva mai rapid, ideea e că nici n-am pus accentul decât pe iepure. Fata aia este în imagine, tocmai pentru a arăta dimensiunile iepurilor, nu știu cum, prin comparație să ne dăm seama cam cât de mare ar părea iepurile respective. Cred că asta a fost intenția și pentru fotografie. Iar, cum spuneam, în imaginea de azi m-am concentrat mai degrabă să pun detaliile pe iepure și nu neapărat pe fata din fundal. Având în vedere că aveam și un ceva timp limitat, a trebuit cumva să-mi gândesc puțin prioritățile. Primul lucru pe care l-am făcut după ce am făcut schița a fost să blochez mari când vine vorba de iepure. Astfel încât mă joc cu detaliile abia atunci când am toată suprafața acoperită cu culoare. Tot iepurele zonele mari. Le am acoperite și apoi mă pot juca cu texturile și cu detaliile umbre, lumini. În special din cauza faptului că este o hârtie craft, se simte nevoia de a pune mai multe straturi de culoare, astfel încât să obțin rezultatele pe care le-aș fi obținut ceva mai rapid pe o hârtie albă normală. În special zonele de lumină. Când vine vorba de alb și culorile mai deschise, mi-am dat seama că, surprinzător sau nu, acrilice sunt destul de transparente, mai transparente decât aș fi dorit într-un momentul de față. Dar cu câteva straturi de culoare obțin rezultatele dorite. Mă vezi acum începând să pun ceva detalii. Am vorbit la un moment dat când am făcut pictura cu părul. Am făcut un studiu de păr la un moment dat și vorbeam despre
cum am obținut textura aceea de fire de păr fără să picteze fiecare păr, fără fiecare fir de păr în parte. O să-ți las un link spre acea spre acel filmuleț. Asta am făcut și pentru a obține textura de blană pentru iepure, atât doar că am folosit tușe mai scurte pentru fire de păr, pentru blana respectivă. Când a fost vorba de copil, cum spuneam, m-am concentrat pe câteva tușe să pun pete de culoare și umbră, dar fără prea multe detalii. Cât am fost mulțumită să arate ca un copil, care fi, astfel încât să-mi dau seama atunci când o să am nevoie de schița respectivă, dacă o să am nevoie la un moment dat de schița respectivă, să-mi dau seama cine este personajul meu și câteva trăsături. De la schița de azi am trecut la iepuri albi, să văd cum ar arăta și varianta pe care o am eu în minte pentru poveste. Și am făcut deja două ilustrații, una din ele o să fie postată mâine și încă una poi mâine, cred. Și asta cam atât deocamdată. Încă mai am de lucru la, și de studiat, cum spuneam, abia începutul, dar sunt destul de entuziasmată de cum arată până acum studiile și schițele mele din caietul de schițe. Dar încă mai am de, chiar dacă mai am de lucru și de format mâna, astfel încât să-mi vine ceva mai natural. Și ca să pot, nu de alta, dar trebuie desenat fiecare personaj în parte în diferite poziții și în diferite scene. Așa că una este când pui o singură fotografie și alta e când gândești trebuie gândit fiecare personaj în parte din poziții diferite, gândit în format 3D, nu 2D, pentru a-l folosi în mai multe poziții, cum spuneam. Ne apropiem și de finalul filmulețului de azi. Mai am câteva detalii de puls, câteva nuanțe și lumini ca să dau puțin mai mult volum. Iar mâine, cum spuneam, mă gândesc să postez din nou episodul cu numărul 5 din seria aceasta. O să am ceva iepuri albi de data aceasta într-o ilustrație. Cred că e cel mai bun episod pe care l-am filmat până acum. Dacă nu ești încă abonat, știi ce trebuie să faci. Ai mai jos butonul de abonat și clopoțelul să fie anunțat când apar filmulețe noi. Și dacă ai sugestii pentru filmulețele următoare, aștept comentariul tău sub filmuleț. Mă gândesc să încerc pentru luna mai ceva sirene. Nu știu, m-a luat valul cu personaje fantastice. Și mă gândesc să profite de provocarea aceea May Mary, parcă ceva să Mermei, da. Bun, spor și inspirație. Pa!